Salut, dragi prieteni! Bine v-am regăsit la o nouă ediție After School, locul în care te ajut să înveți și învățăm împreună. Vă mărturisesc că astăzi aș fi vrut să vă povestesc despre orice altceva, despre grecii și romanii din antichitate sau poate despre vreo bătălie faimoasă de-a lui Napoleon. Astăzi însă am să vă vorbesc despre o altfel de istorie, istoria de lângă noi. Poate vă întrebați ce înseamnă asta. Am să vă explic. Știți, uneori misiunea profesorului de istorie nu este doar aceea de a prezenta și de a explica trecutul, dar și de a identifica acele evenimente care schimbă cursul istoriei. Iar noi, dragilor, trăim în aceste zile un moment care va schimba cursul istoriei și pe care voi, peste ani și ani, îl veți povesti copiilor și nepoților voștri. Astăzi vreau să vă vorbesc despre invazia Rusiei în Ucraina. Sunt sigur că ați văzut știrile și sunteți poate îngrijorați. Mulți dintre elevii mei mă întreabă: domnul, dar la noi va ajunge războiul? Dar de ce a izbucnit? Dar cum poate fi oprit? Știu, aveți multe întrebări la care nu ați primit încă un răspuns. Tocmai de aceea, spre deosebire de alte istorii de ale mele, am să încep cu prezentul, nu cu trecutul. Zilele acestea, Federația Rusă a invadat Ucraina, țara cu care ne învecinăm în nord și un pic la est. Observați că nu-i spun război. Când folosești termenul ăsta, ai impresia așa că sunt două țări care au ceva de împărțit, ori fi făcut unii ceva, dar au greșit și ceilalți, ceea ce, în cazul de față, nu este adevărat. Și vă rog să rețineți acest lucru pentru că sunt convins că sunteți expuși la tot felul de informații pe rețelele sociale, nu întotdeauna corecte și demne de încredere. Ba chiar trebuie să știți că în prezent în Rusia, astăzi, unde libertatea presei și libertatea de exprimare sunt practic inexistente, este interzis să se spună că e vorba de o invazie. Ba exact asta este. Regimul de la Moscova a atacat o țară vecină, trimițând tancuri și soldați înarmați care atacă populația civilă. Trag cu rachete în blocuri de locuințe, spitale de copii, școli, grădinițe. De ce fac acest lucru, mă veți întreba? Răspunsul nu e unul foarte simplu. Pretextul invocat de Rusia a fost acela că nu a fost de acord ca Ucraina să intre în NATO, pe motiv că s-ar simți amenințată ca această alianță să se afle atât de aproape de granițele ei. Știți cum sună asta? Că un stat suveran și independent nu are dreptul să intre în ce alianțe vrea el, doar pentru că nu-i convine Rusiei. Vi se pare un motiv serios? Nu. Așa mă gândeam și eu. Da, hai să ne oprim un pic. Știți ce e NATO? NATO este o organizație militară internațională cunoscută sub numele de Organizația Tratatului Atlanticului de Nord. A fost înființată pe 4 aprilie 1949 în scopul de a pune la punct un sistem de apărare împotriva unui atac provenit din exterior. Mai spun o dată, un sistem de apărare. Mă întreb care sunt motivele care au făcut-o pe Rusia să se simtă amenințată. Statele fondatoare ale acestei organizații au fost mai multe: Belgia, Canada, Statele Unite, Regatul Unit al Marii Britanii, Portugalia și așa mai departe. 1949. Hai să ne gândim un pic. În ce perioadă suntem? Imediat după cel de-al doilea război mondial. Știu, o să mă întrebați, dar împotriva cui să se apere țările astea, că doar Germania tocmai a fost învinsă? Așa este. Dar după război, relațiile dintre Statele Unite, Marea Britanie și Uniunea Sovietică au început să scârție rău de tot. Uniunea Sovietică, numită astfel din 1922, când în Rusia au ajuns la putere comuniștii conduși de Lenin, au pretins după război ca statele din Europa de răsărit să fie controlate de ea. Dar de ce? Au întrebat Statele Unite, Marea Britanie și celelalte state. Pentru că vrem să ne asigurăm că la frontierele noastre avem state prietene. Bine, în logica de la finalul cel de-al doilea război mondial, după ce Uniunea Sovietică a fost atacată de Germania nazistă, suna cumva logic. Apropo, știți la ce state făceau sovieticii referire? La Polonia, Ceoslovacia, România, Bulgaria, Germania de Est și Ungaria. Numai că prin state prietene, sovieticii înțelegeau că acestea trebuie să fie comuniste. Păi stați puțin, cum să fie comuniste? Că poate oamenii nu sunt de acord cu regimul ăsta politic. Niet problema. Se rezolvă. Cu tancurile. Și uite așa, dragi copii, sovieticii au impus cu forța comunismul în Europa de Est.
Știu, o să mă întrebați cu ce drept a făcut Uniunea Sovietică acest lucru. Cum să obligi o țară vecină să facă ce vrei tu doar pe motiv că vrei să te aperi? Știu, e absurd, dar au făcut asta cu forța. Apropo, stați puțin, că parcă îmi sună cunoscut, nu? Tocmai vă povesteam că Federația Rusă a făcut la fel zilele astea cu Ucraina, nu? Aha, deci metodele folosite de Rusia astăzi sunt cam tot alea cu cele sovietice din urmă cu 70 de ani. Ei bine, acum știți și de la cine s-au inspirat conducătorii Rusiei de astăzi. Dar să ne întoarcem un pic înapoi în timp, pe vremea în care, după al doilea război mondial, a luat ființă NATO. Acum să nu credeți că Uniunea Sovietică s-a lăsat mai prejos. Nu, a înființat și ea o alianță. Cum cu cine? Cu statele alea pe care le-a forțat să adopte regimul comunist, cele din Europa de Est. Iar pentru următorii 40 și ceva de ani, între cele două alianțe s-a desfășurat un conflict mai ciudat numit Războiul Rece. A fost numit așa pentru că cele două alianțe nu s-au confruntat militar în mod direct, dar au încercat să ducă lupta în plan diplomatic, economic, ideologic, chiar și în cercetarea științifică. Apropo, v-ați gândit vreodată cum au ajuns primii oameni în spațiul cosmic și mai apoi pe lună? Ați ghicit, în cadrul Războiului Rece. La o să arate care e mai tare. Ei, dar timpul trecea și era tot mai clar că în blocul statelor comuniste oamenii trăiau sub dictatură. În casă era frig, alimentele se găseau tot mai greu și era periculos chiar și să spui ce gândești. Riscai să ajungi la închisoare sau chiar mai rău. Ziarele sau televiziunile nu aveau voie să spună decât ce le dădea voie regimul. Stați puțin că mi-am amintit ceva. Tocmai vă spuneam că și astăzi Federația Rusă face la fel. Ia uite ce de asemănări sunt între regimul politic de astăzi din Rusia și cel de atunci. Un stat în care nu există libertate de exprimare se numește, ia să vedem, bravo, dictatură. Oamenii nu pot trăi într-o dictatură și la un moment dat se vor revolta. Exact asta s-a întâmplat în 1989. Rând pe rând, regimurile comuniste au căzut în toate statele din Europa de Est, iar în locul lor au fost instalate regimuri democratice. Au fost organizate alegeri libere, a fost desființată cenzura și a fost permisă existența mai multor partide politice. Dar ce s-a întâmplat cu Uniunea Sovietică? E bine, pentru URSS n-a fost foarte bine. Observați că îi spun URSS sau Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice și nu Rusia. Știți de ce? Pentru că acest stat comunist avea un teritoriu imens din care făceau parte și alte state, altădată independente. Uite, precum țările baltice, Letonia, Lituania și Estonia, Basarabia, adică Republica Moldova de astăzi și, da, ați ghicit, Ucraina. După 1990, Uniunea Sovietică s-a destrămat, iar o parte dintre aceste state și-au proclamat independența. Unele au avut șansa de a se alătura organismelor europene, precum Uniunea Europeană, precum NATO. Ce a mai rămas din fosta Uniunea Sovietică a fost reorganizat în ceea ce numim astăzi Federația Rusă. Au trecut ani și nimănui nu i-ar mai fi trecut prin cap că va mai fi vreodată vreun conflict de dimensiunile Războiului Rece, de care vă povesteam mai devreme. Oamenii au revenit așa la o viață relativ normală, regimurile democratice au devenit din ce în ce mai puternice, iar unele state, altădată aflate sub control sovietic, au reușit să intre în Uniunea Europeană și în NATO. Uite precum este România. Și aici v-am răspuns la o altă întrebare. România face și ea parte din 2004 din Organizația Tratatului Atlanticului de Nord. Cu alte cuvinte, avem aliați puternici, precum Franța, Germania sau Statele Unite. Știți care e cel mai important articol din acest tratat? Articolul 5, care spune că dacă unul dintre membrii acestei alianțe este atacat, atunci toți ceilalți s-ar imediat în ajutorul ei. Așa că liniștiți-vă un pic, România este bine apărată din toate părțile. Din păcate, Ucraina nu este în NATO și tocmai asta a făcut-o foarte vulnerabilă în fața Rusiei. Mai mult decât atât, după destrămarea Uniunii Sovietice, apariția statului ucrainian s-a făcut așa într-un context destul de complicat, care a făcut ca pe teritoriul său să rămână o minoritate destul de numeroasă de ruși. Și de români chiar. Uite, în zona Bucovinei de Nord, cam pe unde este orașul Cernăuți, sunt sigur că ați auzit de el. Sunt 400.000 de români care locuiesc și acum în Ucraina.
Ei, na, și acum ce o să facem? O să încercăm cu Ucraina, că acum nu știu cât timp românii aceia au rămas acolo din cauza unei conjuncturi istorice nefericite? Sigur că nu. Tocmai asta este marea provocare a prezentului. Să învățăm să trăim în pace unii cu alții, depășind neînțelegerile noastre istorice. Uite, noi de pildă i-am putea ajuta pe românii din Bucovina de Nord în multe feluri. Cu burse pentru elevi și studenți, cu manuale și cărți în limba română să nu-și uite limba maternă, cu activități culturale prin care să simțim cu toții că suntem membri ai aceleiași comunități. Vedeți? Avem foarte multe lucruri pe care le putem face împreună, fără să intrăm cu tancurile peste oameni nevinovați, cum face în aceste zile Federația Rusă. Pentru că ăsta este un alt motiv cu care să justifice invazia în Ucraina. Chipurile pentru a apăra pe minoritarii ruși de acolo. Știți de ce mi-amintește mie treaba asta? De un gest pe care Germania nazistă l-a făcut în 1938, când a forțat Cehoslovacia să cedeze prin acordul de la München partea de sud, numită și regiunea Sudetă. Știți cum a argumentat atunci Hitler această acțiune? A spus că o face pentru a-i proteja pe etnicii germani de acolo. Ce înțelegem de aici? Că Rusia de astăzi folosește practic aceleași metode pe care le-a folosit și Germania nazistă în trecut. Stați puțin! Am citit undeva că domnul Vladimir Putin îi numește naziști pe conducătorii Ucrainei. Sunt sigur că ați văzut asta la televizor. Cum ne explicăm acest lucru? Foarte simplu. Învățăm un nou cuvânt. Demagogie. Știți ce e demagogia? E atunci când minți oamenii pentru a influența într-o anumită direcție, deși, mă rog, tu faci cu totul și cu totul altceva decât ceea ce spui. Și când faci asta în mod constant, folosindu-te de toate mijloacele media pe care le ai la îndemână, inclusiv rețelele sociale pe care intrați voi, se numește, notați în caiete, propagandă. Ia să recapitulăm un pic. Demagogie, propagandă, cenzură și invazia unei țări pașnice. Recunoașteți, n-am nicio îndoială, toate semnele unei dictaturi, nu-i așa? Pentru că exact asta este acum Federația Rusă, o dictatură. Și ca orice dictatură face rău oamenilor din interiorul propriei țări, dar și a celor din vecinătatea ei. Știți însă la ce aș vrea să vă gândiți? La ce v-am spus mai devreme. Că oamenii nu vor putea trăi la nesfârșit într-o dictatură. Și că la un moment dat se vor revolta și vor spune, gata, de ajuns, nu mai vrem. Vrem libertate. Vrem pace. Asta este, dragilor, provocarea la care vor trebui să răspundă locuitorii Rusiei. Când și cum vor scăpa de această dictatură și cum vor opri războiul împotriva vecinilor lor? Istoria ne va spune și pe asta la un moment dat, iar eu voi fi acolo să vi-l povestesc. Sunt Marcel, sunt proful vostru de istorie, vă îmbrățișez și mai mult ca niciodată să nu uitați că voi sunteți generația care chiar poate face un viitor mai bun.